Joi vom avea parte de vreme relativ stabilă, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi mai mult senin, ceea ce înseamnă că pe arii restrânse ar putea însă să cadă precipitații. Vântul va bate slab și moderat, valorile termice rămân stabile. Astfel, potrivit meteorologilor, mâine maxima resimțită la nord va ajunge până la 23 de grade în centrul Moldovei și în capitală. Temperatura aerului va atinge 26 de grade, iar în partea de sud a țării se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Noaptea minimele vor oscila între 10 și 15 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de pericol de incendiu. Fenomenul vizat este valabil pentru perioada 31 mai 6 iunie. În acest interval, pe arii extinse, se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.